Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Vernisajul expoziției de pictură, grafică și sculptură Portret Bacovia. Ziua pompierilor. Dărmănești, start săptămânii europene a mobilității. Vineri 16 septembrie, de la ora 17, a avut loc vernisajul expoziției de pictură grafică și sculptură Portret Bacovia, realizată de Victor Eugen Mihai. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Iată, îl omagiem astăzi, pentru că mâine se vor împlini 141 de ani de la nașterea lui George Bacovia. Să spun, fostul meu coleg de presă și unul dintre cei mai cunoscuți graficieni și caricaturiști din România, premiat la concursuri și festivaluri naționale și internaționale, Victor Eugen Mihai, se află aici, el este oneștean, dar stabilit în Bacău și nu uită ca din când în când să vină și la Biblioteca Radu Rosetti cu proiectele sale. Iată, în acest an și astăzi, la Onești, o expoziție de grafică care face parte dintr-un proiect mult mai amplu, coordonat de VEM. O expoziție colectivă, dar care cuprinde și caricaturi și sculptură. Peste 350 de lucrări, am înțeles că... 500 de lucrări fac parte din acest proiect, care a debutat când? În ce an? Acum 5 ani. Acum 5 ani, la 2017 și iată încă se bucură de succes. La Onești, nu chiar întâmplător, a fost ales municipiul de Petroșa, a avut loc lansarea celor 6 volume omagiale grupate sub genericul Primul Război Mondial și Marea Unire a României. Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 103 ani de la înființarea Societății Mormintelor Eroilor Căzuți în Război. 6 volume și nu-i puțin și nu sunt 6 volume de câte 100 de pagini de beletristică sau nu știu. Sunt 6 volume de studii și articole dedicate centenarului primului război mondial, pornind de la 1916, terminând cu anul 1922, încoronarea de la care peste o lună și câteva zile se vor împlini 100 de ani. Nu întâmplător, zic eu, se are loc astăzi acest eveniment la Onești, pentru că Oneștiul, putem spune că în primul război mondial, a scris istoria și zonele învecinate. Categoric, Oneștiul este una dintre localitățile care au avut un rol deosebit în primul război mondial, gândindu-ne dacă la momentul respectiv conducerea armatei a doua era la Buzău, comandamentul la Bacău, comandamentul armatei a doua era la Bacău, serviciile operative se erau la Onești, pentru că erau lângă linia frontului. Tot ce însemna legături front cu armata, cu comandamentul armatei, prin Onești treceau. Iar, ca o paranteză, o personalitate care a fost șef al serviciului de informații în perioada respectivă era scriitorul Octavian Codru Tăzlăuanu. Deci, la Onești, Regina Maria a fost de mai multe ori în timpul războiului. În testamentul Reginei Maria, una din cele 7 localități amintite este Oneștiu. Păi dacă din toată România, din 7, una este Oneștiu, nu a fost ceva întâmplător. A avut o bază.
Așa este. Așa cum am spus mai devreme, este un eveniment emoționant atât pentru cei care au lucrat ani de zile pentru aceste volume, cât și pentru noi cei prezenți. Categoric, volumele înseamnă efortul a peste 100 de oameni materializat în acele studii și articole, care studii nu se întocmesc de la o zi la alta, înseamnă cercetare în arhive, în documente, cărți, mărturii iconografice și de altă natură, care după aceea luate, sintetizate, prelucrate și transformate în studii. A fost apoi munca deosebită a coordonatorului, în speță domnul Petrescu, a fost munca foarte grea și mingăloasă de corectare a volumelor a domnului profesor Rățoi, colegul și prietenul meu, chiar dacă e din Mehedinți, tot coleg și prieten, așa. Și a fost apoi efortul filialei Vâlcea a cultului eroilor și prin toți membrii acesteia. S-a scris mult despre primul război mondial și probabil că se va mai scrie. La această oră, în opinia dumneavoastră, mai avem surprize sau mai avem secrete sau mai sunt taine de deslușit în ceea ce privește primul război mondial? După părerea mea, indiferent cât s-a scris și indiferent cât s-ar mai scrie despre primul război mondial, vor exista în continuare adevăruri care urmează să fie date publicității și cunoscute de marele public. Deci, cu alte cuvinte, încă mai avem taine. Avem foarte multe taine, pentru că trebuie să ne aplecăm cu atenție asupra documentelor de arhivă pentru a vedea ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în anii aceștia din 1916 până în 1918, până în 1919 chiar, până la Budapesta, și nu numai atât, importantă este și perioada din 1914 până în 1916 și chiar mi se pare, și mă bucur că mi-a spus întrebarea, mi se pare că despre aceste aspecte se cunoaște mult mai puțin. De pregătirile care s-au făcut în România pentru a intra de o parte sau de alta în cele două tabere, de presiunile politice la nivel mondial care s-au făcut, de spionajul și propaganda care s-a făcut, și n-aș vrea să intru în detaliu sau în detalii, pentru că v-ați dejamăgi spunându-vă și niște nume care s-au vândut străinilor și sunt nume cunoscute acum, și lasă-le nepătate, neîntinate, că e mai bine așa. Dacă mă provocați la o discuție particulară, am argumente destule să susțin ceea ce am spus. Am întrebat acest lucru pentru că dumneavoastră însuși ați scris despre acest lucru, ceea ce înseamnă primul război și în special ceea ce înseamnă eroismul eroilor locali. Da, cred că și astăzi... Cred că și astăzi o să vorbim un pic despre eroii locali, mai ales că avem musafiri din alte părți și se știe și ei cam care a fost spiritul acestor locuitori de la porțile Moldovei, de succesul sau insuccesul cărora se interesa întreaga lume, întreaga presă occidentală, în anii 1916-1917, când stăteau cu sufletul la gură și unii și alții, dacă rezistă românii la Uituz, dacă rezistă la Cașin, dacă rezistă la Mărășești și așa mai departe. Deci atenția întregii Europe, cel puțin, era aici. Și toți se întrebau, Onești, numele Onești, Uituz, Cașin, Cireșoaia, erau cunoscute peste tot în lume, pentru că de soarta bătăliilor de aici depindea nu numai soarta României, ci și se înclina balanța în favoarea uneia sau alteia dintre cele două tabere beligerante. Presim că va fi așa o temă unei viitoare cărți? Dacă mă ajutați, cu mare plăcere. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a salutat faptul că această lansare a celor 6 volume omagiale dedicate primului război mondial și a Marii Uniri a avut loc la Onești, localitate care atunci era una de maximă importanță istorică. Este o mare onoare să avem această lansare la Onești în premieră.
Acest lucru arată că această instituție este bine organizată și din acest motiv a fost aleasă. Nu voi vorbi prea mult. În acest mandat mi-am propus să vorbesc mai puțin și să muncesc mai mult, însă nu vreau să trec peste a vă spune că acest eveniment, spre bucuria mea, a noastră, a tuturor, este printre ultimele evenimente care se vor organiza aici, înainte de marea reabilitare a acestei instituții. Aici se vor investi în perioada imediat următoare, până la finalul anului 2023, aproximativ 4 milioane de euro. Vom primi un ajutor semnat din partea Consiliului Județean, avem această promisiune și sunt sigur că va fi și onorată. Fără acest sprijin ar fi fost destul de greu, aproape imposibil, pot spune, să ducem la bun sfârșit. E un proiect de aproximativ, împreună cu un alt obiectiv, un proiect de 39 de milioane de euro. Peste 20 de milioane vor fi investiți în această bibliotecă. Va fi una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România după această investiție. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc domnilor că ați ales să organizați acest eveniment aici prima dată. Vă urez o seară, o după-amiază, o seară plăcută. Se vede că colecția omagială Primul Război Mondial și Marea Unire a Românilor este în exil la Onești, cum a fost și acum 100 și mai bine de ani. Este o bucurie pentru noi, dar este un exil al bucuriei. Spunem că este o bucurie orice carte, iar această colecție este o bucurie pentru zona noastră. La sediul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență din Bacău s-a sărbătorit Ziua Pompierilor din România. Festivitatea de aniversare a zilei de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România, a cuprins un ceremonial militar religios, înaintarea în grad a personalului care s-a evidențiat în îndeplinirea atribuțiilor, alocuțiuni cu ocazia Zilei Pompierilor din România și defilarea pompierilor militari din Bacău. Ziua de 13 septembrie a fost celebrată de-a lungul timpului în diferite forme de instituția noastră, dar astăzi, după o lungă perioadă în care nu ne-am putut întâlni, într-o formulă mai numeroasă, ne bucurăm cu atât mai mult de emoția acestui moment. Îi avem alături de noi pe câțiva dintre colegii noștri care, după ani întregi de activitate în slujba semenilor, au trecut în rezervă. Le mulțumim pentru că au ales să fie prezenți alături de noi, dar și pentru tot aportul pe care l-au adus instituției noastre. Scopul nostru este acela de a preveni, iar în acest sens un rol important îl au reprezentanții instituțiilor mass media, care ne-au sprijinit în permanență în difuzarea mesajelor noastre, motiv pentru care vă mulțumim. Aniversarea celor 174 de ani de la eroicele lupte din Dealul Spirii îmi oferă plăcuta ocazie de a transmite tuturor colegilor sincere felicitări pentru efortul remarcabil, pentru devotamentul față de țară și față de cetățenii săi, alături de urarea de noi și însemnate succese în activitatea viitoare. La mulți ani, dragi camarazi! De pe Dealul Spirii, în urmă cu 174 de ani, pompierii români au obținut încrederea și respectul cetățenilor prin misiuni de cele mai multe ori extrem de dificile. Faptul că astăzi România este un stat funcțional și sigur se datorează inclusiv eforturilor neobosite ale celor care ne protejează și ne salvează. Cu toții am fost impresionați de profesionalismul salvatorilor dovedit și în ultima perioadă în care țara noastră a fost afectată de fenomene climatice extreme, secetă, inundații, incendii. În misiunile cotidiene de acordare a asistenței medicale de urgență, faceți dovada umanității, gestionând provocări dintre cele mai diverse, cu empatie și respect față de cei aflați în suferință. Ziua Pompierilor din România, într-adevăr, este o zi extraordinară, cu încărcătură. Mă bucur că și sunt onorat că am făcut parte din rândul pompierilor din România, că am participat activ la toate realizările. Sunt de asemenea onorat că am făcut parte din echipa
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Nene al județului Bacău, și că într-adevăr se vede că tradițiile se păstrează și se dau mai departe, ca să vorbesc între ghilimele. La mulți ani foștilor pompieri și actualilor pompieri. Și urarea care este cea mai bună pentru pompieri este să stea degeaba, să nu intervină. În perioada 16-22 septembrie, la Dărmănești, se dă startul Săptămânii Europene a Mobilității. Evenimentul se află la cea de-a 21-a ediție. La deschiderea oficială au fost primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, Cosmin Paierele, viceprimarul orașului Dărmănești, alături de directorii principalelor instituții de învățământ din localitate, care au venit însoțiți de profesorii de sport, dar și o parte din elevi. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la conferința de presă dedicată celor două evenimente pe care le pregătim începând de astăzi și este vorba de Săptămâna Europeană a Mobilității. Suntem la 21-a ediție la nivel național și cea de-a doua acțiune pe care o desfășurăm în parteneriat cu Asociația Montana Carpați, Let's Do It Carpați, Curățim Carpații. Spuneam că sunt două acțiuni pe care începând de astăzi le deschidem la Dărmănești în parteneriat cu școlile de pe raza orașului Dărmănești și nu numai, și salut aici prezența doamnei director Asandei, director la Liceul Tehnologic Dărmănești, a doamnei director Cenger, director la școala numărul 2, a profesorilor parteneri, și sigur că ce vedeți aici este doar partea de debut a acțiunilor noastre. Urmează ca timp de o săptămână să desfășurăm un program amplu legat de Săptămâna Europeană a Mobilității, iar în cea de-a doua acțiune, Curățim Carpații, încă de astăzi, acțiunea se desfășoară mâine e mai concertată, dar încă de astăzi un grup numeros de elevi de la, așa cum spuneam, școlile din Dărmănești participe la această acțiune. Pentru că, spuneam, acțiunile sunt în parteneriat cu școlile de pe raza orașului Dărmănești și aceste acțiuni au un program vast care se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. Vă rog pe doamna director Asande să ne spună câteva cuvinte legate de cele două evenimente. Bună ziua, vă spun și eu. Liceul Tehnologic Dărmănești a participat la fiecare activitate legată de Săptămâna Mobilității cu mult entuziasm. Elevii noștri sunt bucuroși pentru că se desfășoară aceste activități organizate atât de frumos, care se finalizează cu premii din partea primăriei. Și referitor și la cealaltă activitate, Let's Do It Carpați, deja copiii de la Liceul Tehnologic au intrat în acțiune. Ne bucurăm și sper ca alături de noi să vină cât mai multe școli. Vă mulțumesc! Aș vrea să completez și să spun că la acțiunea Let's Do It Carpați avem înregistrați peste 100 de elevi doar de la școlile noastre, afară de participanții, reprezentanții unor instituții sau societăți comerciale de pe raza noastră. Dacă ar fi să vorbim un pic despre Săptămâna Mobilității, aș vrea să spun că vineri 16-9 debutăm cu conexiuni mai bune. Avem sâmbătă un flash mod, avem duminică promovarea unui mod de viață sănătos, sunt titlurile acțiunilor pe care le desfășurăm. Luni avem un tur al orașului pe jos și avem stabilite niște puncte pe care le vom atinge împreună cu participanții. Marți explorăm frumusețile naturii prin vizita pe care o vom face la barajul Poiana Uzului. Miercuri, mișcare prin competiție sportivă pe stadionul Uzu Dărmănești. Aici avem meci de fotbal, tenis de câmp și, sigur, joi, încheiere activități, vom avea tot felul de premii, așa cum spunea doamna director.
Aș vrea să o rog și pe doamna director Cengher, director la școala numărul 2, să ne spună câteva lucruri. Bună ziua, bine v-am găsit. De ani de zile, elevii școlii gimnaziale numărul 2 participă la cele două proiecte, Săptămâna Europeană a Mobilității și Let's Do It România, Ziua Curățeniei Naționale, care anul acesta este în parteneriat cu Asociația Montană. La fel și locația este una deosebită. Locația este malurile de la coada lacului, unde elevii vor face curățenie. S-au implicat cu foarte mult drag, iar educația ecologică, educația pentru sănătate, educația pentru mișcare are un impact pozitiv în educația copiilor în general. Moment de bilanț al proiectului pe fonduri europene activ în practică, activ pe piața muncii. Scris anterior perioadei de pandemie, implementată în plină perioadă în care pandemia de COVID-19 impunea distanțare fizică și norme clare sanitare și finalizat post perioadei de pandemie COVID-19, mai multe aflăm în minutele următoare. Per total, noi spunem că am depășit indicatorii, ne-am atins obiectivele, ceea ce este foarte important. Și ca la o naștere spui că niciodată nu o să mai vrei să mai ai un copil, dar după ce vezi cât de drăgălaș este, sau noi după ce am văzut dotările care am reușit să le aducem în cadrul proiectului, activitățile care am reușit să le facem pentru stimularea actului educațional, pentru trei categorii de elevi, de la școala profesională, de la liceu și de la școala post-liceală, parcă ne-ar plăcea să mai facem. Asta pentru că ne place să facem bine pentru cei din jur. Așa a fost scris proiectul, a fost scris cu mare drag, cu mare emoție și cu gândindu-ne exact la grupul țintă, la cei care beneficiază și care vor beneficia și în continuare de dotările din proiect, pentru că dotările care s-au luat în cadrul proiectului vor putea fi folosite și de multe din generațiile următoare. S-a încheiat un proiect. Eu acum privesc și mă gândesc că doar la cele care ne-au creat satisfacție, la coborâșuri nu, pentru că astea sunt inerente în activități. Luăm doar ce a rămas bun din acest proiect și au rămas multe lucruri bune, experiențe de viață pentru elevi, experiențe practice, burse pentru elevi, bază materială pentru școală, experiență pentru noi în derularea unor proiecte, că am fost cam novici acum 2 ani și am reușit să ducem până la sfârșit, împreună cu echipa de management a proiectului, această activitate. Au fost ani dificili, pentru că un an și jumătate au fost pandemie, ne-am desfășurat foarte greu activitățile, dar trăgând linie pentru școală, pentru comunitate, a fost ceva bun și folositor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 17 septembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 21 de grade Celsius, sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Duminică, 18 septembrie, în prima parte a zilei este posibilă o ploaie ușoară, maxima zilei urcă până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Luni, 19 septembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre ajunge până la valori de 19 grade Celsius, sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.